să zic. Trebuie să fim la această dezbatere publică. Există probleme de mediu? Sigur că da. Deci, încă o dată, vă rog să respectăm niște reguli. Autoritățile prezente aici, este foarte bine că sunt prezente, este normal să fie prezente într-o dezbatere legală, dar dumneavoastră nu au dreptul să emită niciun fel de opinie, nu au dreptul să răspundă la niciun fel de întrebare, nici să fie interpelați. Pentru că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să răspundă la întrebări, să prezinte datele proiectului pe care îl aveți. Și nu, așa că vă rog să nu continuați să-i mai invitați pe domnii dintre autoritățile de mediu să răspundă sau să interpeleze, să intervină în niciun fel. Așa este procedura legală. Am și trei întrebări. Și anume dacă ați alocat bani pentru demolarea platformei industriale construite la Stupin. Și apoi, pentru că aceasta este singura soluție legală care există la problema pe care o aveți, și anume construcția ilegală a platformei industriale. Și aș vrea să lămuriți încă o dată foarte clar, pentru ca toată lumea să înțeleagă, problema utilizării formaldehidei, pentru că dumneavoastră o să o utilizați în procesul de producție și aceasta va ajunge în emisii despre care dumneavoastră nu ați discutat. Nu v-am auzit. Ok, dar o să răspundeți imediat, nicio problemă. Mai am o singură întrebare. Pe ce distanță se vor răspândi emisiile de praf de pulbere și formaldehidă în procesul de producție? Pe ce distanță în jur? Ce arie? Și asta nu bănesc că ați făcut deja un studiu legat de intensitatea vânturilor din zonă și așa mai departe. Și aș vrea să aveți de ce să se răspundeți și domnului care v-a întrebat despre debitul apelor uzate de la platformă. A spus că a venit o întrebare? Credeți că v-am răspuns la întrebare? Ok, nu v-am auzit răspuns. Și vă mulțumesc și vă atragem atenția că asociația noastră o să urmărească foarte atent ilegalitățile pe care le săvârșiți. În rest, deși și stau acolo, judecă, vor da sau nu vor da aprobare, până la urmă. Că asta e toată discuta de aici. Vă mulțumesc pentru întrebări, odată, în primul rând. Și aș vrea foarte mult, dacă s-ar putea să nu mai vorbiți urât de noi, că noi n-am vorbit niciodată urât de dumneavoastră și nici de autorități. Din potrivă, vă mulțumim că sunteți aici și că, da, deja oricum răul este făcut, da, ne adresați tot felul de lucruri foarte interesante. Noi vă respectăm activitatea și credeam că sunteți o asociație care se ocupă de protecția mediului și credeam că de asta sunteți aici. La prima întrebare nu vă răspund pentru că nu are legătură cu dezbaterea de astăzi și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. La a doua întrebare, utilizarea formaldehidei. Am repetat, am spus și dacă ați fi citit studiul de impact, de aceea vă spun că nu consider că sunteți o asociație ecologică serioasă, pentru că nu ați studiat și nu ați citit studiul nostru de impact, să veniți cu întrebări la obiect și cu întrebări adevărate despre procedura și despre procesul nostru tehnologic. Nu utilizăm formaldehida în procesul tehnologic. În procesul tehnologic, cum v-am și spus de altfel, plăcile OSB se fac din materia primă, din aștin și din adeziv. Da, la producerea adezivului se folosește formaldehidă, la producerea adezivului. Nu avem formaldehidă pură în fabrică. Putem să discutăm acest lucru cât doriți dumneavoastră, dar acestea sunt faptele. Adezivul pe care îl folosim nu este o substanță periculoasă. Fișele tehnice ale acestui adeziv există tot în studiul de impact pe care nu l-ați citit.
citit, dacă l-ați fi citit, ați fi văzut că aceste fișe tehnice spun foarte clar că nu adezivii folosiți în procesul de producție nu sunt periculoși. Am încheiat orice discuție sper despre forma de lidă. În legătură cu emisiile de praf, există tot în studiile de impact pe care dacă l-ați fi citit, pentru că nu ați văzut că aici este o discuție despre studiile de impact și nu despre alte lucruri. V-aș ruga să mă lăsați să răspund, dumneavoastră puteți să spuneți orice, noi nu avem dreptul, vă rog foarte mult să vă răspund, da? Dacă ați fi citit studiul de impact, trebuie să spun că nu l-ați citit, da? E dreptul meu să spun acest lucru. Ați fi putut vedea și ce înseamnă emisiile de praf. O să rog pe doamna Lituan să vă spună mai multe detalii și aș vrea să aveți răbdarea să o ascultați. Concentrațiile la emisie sunt mult sub limita admisă la emisie, chiar și în incinta societății. Așa, pot să vă spun, la curte de față de o limită admisă de 40 de microgram, la limita societății ajungem la 0,1, deci limita admisă este limita pe ea, pe care... Da, pe ce distanță, pe ce distanță se vor răspândi emisiile, pe ce distanță se vor răspândi emisiile fără... E ultima intervenție. În primul rând, sunt vreo câteva întrebări, 4-5 întrebări.